Săptămâna în care ne aflăm iar în centru pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Pentru rolul pe care l-au avut în răspândirea creștinismului, biserica a rânduit, înainte de ziua lor de prăznuire, o perioadă de post. Deși începe după pogorârea Sfântului Duh, postul Sfânt Petrului este legat de cincizecime, pentru că este o cinstire a Duhului Sfânt care s-a revărsat peste Sfinții Apostoli și o cerere ca aceste daruri să se coboare și peste ceilalți creștini. Întrucât durata lui variază în funcție de data Sfintelor Paști, anul acesta postul are doar 5 zile. A început luni, în ziua nașterii Sfântului proroc Ioan Botezătorul, și se va încheia mâine. Datorită rolului major pe care Sfinții Apostoli Petru și Pavel l-au avut în răspândirea dreptei credințe, biserica a rânduit ca prăznuirea lor să fie anticipată printr-o perioadă de post, adică printr-o pregătire trupească și sufletească. Durata acestui post variază în funcție de data Sfintelor Paști. Postul Sfinților Petru și Pavel stă în strânsă legătură cu data Paștilor, cu data învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Din acest motiv, totdeauna postul Sfinților Petru și Pavel are o dată de început schimbătoare și cu data fixă a finalului, 29 iunie, data răznuirii, martirizării, până la urmă, a Sfinților Petru și Pavel la Roma în anul 67 după Hristos. Având această situație ce fluctuează de la an la an și pentru că totdeauna apostol este important în viața noastră, biserica a hotărât anumite date, anumite termene. Și totdeauna este luată în seamă duminica tuturor Sfinților, sau mai bine zis, lunea de după Duminica tuturor Sfinților, din acel moment poate să înceapă postul Sfinților Petru și Pavel. Însă, și mă refer acum în mod excepțional la anul acesta, Duminica tuturor Sfinților pică pe data de 30 iunie, deci a doua zi după prăznuirea Sfinților Apostoli. În acest caz, biserica a rânduit o perioadă minimă, și în anul acesta avem nici măcar o săptămână, perioada ce începe cu data nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, dată fixă, 24 iunie, ce anul acesta avem bucuria de a prăznui și Sfânta Treime. Așa cum știm, a doua zi după Rusalii, lunea de după Rusaliile, după Duminica Rusaliilor, după pogorârea Sfântului Duh, avem sărbătoarea închinată sau ziua închinată Sfintei Treime. Pe parcursul acestui post, credincioșii sunt chemați să intensifice rugăciunea și faptele bune. Faptele bune trebuie să fie o însoțire a vieții noastre. Sărmani, neputincioși, bolnavi, bătrâni, uite că suntem în anul omagial al celor în neputință și bătrâni, îi avem tot timpul. Nu au nevoie de ajutorul nostru doar atunci când se apropie o sărbătoare. Până la urmă, nici noi nu mâncăm doar de Paște și Crăciun. Deci trebuie să fie o permanență, așa cum spuneam, și postul spiritual. Aflându-ne în post, înseamnă că suntem lângă semeni. Aflându-ne în post, înseamnă că ne rugăm permanent pentru ei. Îi ajutăm permanent. În această perioadă, trebuie să ne concentrăm un pic, să ne dozăm mai bine timpul, care este scurt, să avem grijă de cei nevoie. Nevoia nu trebuie să o privim doar ca și nevoie materială. În această perioadă, chiar dacă este scurtă, să nu uităm că trebuie să ne liniștim, trebuie să ne mărturisim, trebuie să ne eliberăm. Și știm bine că nu doar în această perioadă, ci biserica ne lasă, vorbeați de cele 4 posturi mari, dar acele 4 posturi mari trebuie să le vedem precum, știu, eu prefer să spun așa mai plastic pe înțelesul tuturor, o mașină care vrea sau vrem să funcționeze, să meargă dintr-un punct în altul, trebuie să aibă toate cele 4 roți în plinătatea lor, în bună regulă. Dar pe lângă aceasta, mașina mai are și o roată de rezervă și sau închide reparații, cum se spune acum în anumite situații. Aceasta este spovedania pe care ne-o oferă și în același timp ne-o îngăduie și ne-o cere biserica. Nu ne-o forțează. Nu ne poate forța nimeni să ne spovedim. Însă
gestul acesta și sfatul acesta al bisericii să ne spovedim de cel puțin 4 ori pe an în cele 4 posturi mari. Cel puțin înseamnă roata de rezervă. De câte ori simțim nevoia? De câte ori simțim nevoia că o haină care s-a murdărit, uite, suntem în perioadă de căldură, am transpirat, e firesc să o spălăm. La fel trebuie să avem aceeași atitudine și față de sufletul nostru. Informații despre vechimea Apostolului Sfinților Apostoli Petru și Pavel aflăm din Constituțiile Apostolice. Alte mărturii se întâlnesc la Sfinții Atanasie cel Mare și Leon cel Mare.